Așa cum v-am spus, ceea ce am programat că urma să se întâmple mâine, vom face astăzi. Și anume e vorba de omagierea poetului Viorel Mureșan la împlinirea vârstei de 70 de ani. E un moment important, cu siguranță, și pentru domnia sa, cât și pentru revista Caiete Silva. Cu această ocazie, a meritat un supliment al revistei Caiete Silva, Viorel Mureșan 70, cât și două cărți au văzut de la Editura Caiete Silva. E vorba de cartea de versuri Monete în aer și cartea de critică literară Poarta de Filgeș. Eu sunt bucuros că vreme de mulți ani am statornicit o relație excepțională cu Viorel Mureșan și că și-a putut aduce contribuția și la dezvoltarea, la menținerea reviste noastre Caiete Silvane. Sigur că se dau diplome în aceste momente aniversare, dar, ce să zic, am făcut și eu o diplomă. Și am zis așa. Diploma de excelență se acordă domnului Viorel Mureșan pentru întreaga activitate desfășurată în slujba poeziei românești cu ocazia întâlnirii vârstei de 70 de ani. O să-i dăm cuvântul poetului la finalul acestui moment. Și acum, cu răbdare... Și acum, cu răbdare, să îl omagiem pe Viorel Mureșan. În ordinea în care doriți, lasă cu mare George Vulturescu, te rog. Să ne gâdile, ca să spun așa un cuvânt, și cu seriozitate.
privesc poetica sa cu o mare seriozitate, eseistica pe care o scrie, vreau să spun că sunt puțini scriitori care se ocupă de cărțile altora. Are câteva cărți despre cărțile altora. Acest lucru este important și pentru revistă, dar este important pentru tine care scrii să știi că este cineva la care vrei să-i trimiți cartea, pentru că e important să vezi ce gândește Viorel Mureșan despre tine. Sunt rar scriitori care sunt atenți cu ceilalți. Dintre alte calități ale lui este aceasta, deci de a fi atent cu ceilalți. Echinoxis până la mărdua oaselor a scris despre grupul de la Echinoxia, însuși este considerat unul dintre cei puternici, pilonii puternici ai echinoxismului. Îl vedeți în toate listele care se vorbește despre Echinox. Așadar, Sălașul, Caete Silvane, are prin Viorel Mureșan un mare poet, un scriitor atent la cărțile celorlalți. Aș putea să repet câteva lucruri despre poezia lui. Nu voi face acest lucru. Vă voi îndemna să mergeți către cărțile lui. O poezie de cristal. O poezie de cristal, deci o poezie tăiată rând cu rând, este pur și simplu, mă trimite cu gândul la tablouri, vedeți care și câteva, deci poeme, rame și așa mai departe. Ramele lui nu închid poezia ca și un tablou, ci o disipează. Dar este profund, este meditativ, pur și simplu, deci o poezie care îți rămâne în suflet. Voi scrie mai departe despre el, pentru că întâlnirea cu poezia lui este o sărbătoare a sufletului. Permite-mi, dragă Viorel Mureșan, numele colegilor mei de la Satul Mare, să-ți doresc o viață plină de bucurii, har peste paginile tale, așa cum Dumnezeu ți-a dat o misie pe care trebuie să o duci și mă bucur că ești alături de această revistă deosebită. La mulți ani! Mulțumim, George Multurescu, un personaj celebru al întâlnirilor noastre literare, Ionică Moldovan, astăzi într-o postură oficială. Nu l-ați mai văzut până acum, vorbim de numele unei instituții publice. Nu prea am vorbit, că e mai mult pozat. Din funcția de șofer am ajuns referent, din 6 ani, și în primul rând vreau să mulțumesc în numele Direcției de Cultură a Județului Satu Mare, domnului Săruca, pentru tot el ce face. Aici face mai mult, exact cum făcea domnul Multurescu. La noi nu mai facem, că facem, dar prin mine, dar mai puțin, că directorul meu este economist. Și eu am rămas în locul domnului Multurescu, fac cum putem, dar menținem activitatea culturală zilei. Mulțumesc și felicitări pentru tot ce faceți. Și n-am venit cu mâna goală, totuși, de la Direcția de Cultură și vă spun aici. Așa, diplomă de excelență se acordă domnului Viorel Mureșan la aniversarea celor 70 de ani pentru întreaga sa activitate depusă în domeniul creației literare, pentru dezvoltarea și promovarea vieții culturale sălăjene, pentru substanțiala sa contribuție adusă literaturii române contemporane. Semnează director executiv Zampir Vasile Daciu, directorul meu, și referent superior Ionică Moldovan. Felicitări și la mulți ani, să trăiască și doamna Zoia împreună cu domnul Viorel. Te rog să accept această diplomă de partea de publicului. Vezi? Eu ne bucur cu ochelatul meu. Felicitări și la mulți ani. Mulțumesc, Ionică. Stai să ne dăm cu ochelatul. Poza asta va apare în revista Poezis. Poate și la Poezis. Mulțumim. Suntem onorați că astăzi avem oaspeți și de la Craiova.
și îl invit în continuare pe Nicolae Coande să îl omageze pe poetul Viorel Mureșan. Acel text despre poezia sa. Viorel Mureșan, unicul poștaș rural din poezia românească. Fumez toată ziua ca Matei Pascal printre trandafiri, zice Viorel Mureșan, în poemul Septarele, din antologia Poștașul Rural, editura Caiete Silvane, 2015. Și gândul ne fuge imediat la personajul faimos al lui Pirandello, Matia Pascal, cel care se reinventează sub alt nume, după ce rându-și lumea în cap, este declarat mort de către soție. Straie comparația poetului din Ardeal, dar cine îl cunoaște pe Viorel Mureșan, mai bine zis cine îi cunoaște poezia, își poate da seama cumva de această subtilă evaziune care pare o a doua sa natură, o alteritate care, la urma urmei, convine dintotdeauna poetului. Sau mai degrabă, o retragere din fața prozaismului vieții cu acutele lui materialiste, un soi de eschivă, tocmai pentru ca poetul să poată exista în mediul său natural. Printre trandafiri, veți zice, da, dacă nu uităm că aceștia au sfint din belșug, iar Rilke a consacrat frumoasa floare de crucigaș potențial. Antologia sa, apărută prin grija reunită a revistei Caiete Silvane și agentului Școala Arterană, este o lungă scrisoare trimisă cititorilor din amarul său suficiu, didactic, de acest poet relegat prin soarta asumată la o condiție de ins, care așteaptă mereu un semn din lumea largă. Undeva, într-un sat din nordul Ardealului, toată această viață am simțit că îmi pierd mințile în așteptare. Cu tremurătoare confesiune. Nu-i vorba, lumea largă, dar chiar marginile ei, au ca locuitor poetul, un om de graniță, cel care provoacă soarta nu prin pasivă așteptare, ci prin proiecția sa de tip chimeric, chiar poezia pe care o scrie pe un material ceva mai puțin utilizat, oglinda. Atunci când lumea nu vine la tine, aduci tu lumea acasă. Este una dintre calitățile oglinzii. Căci Viorel Mureșan mi se pare poetul specularității care trădează adevărata natură, nu doar a lumii în care trăiește ca simplu dascăl de literatură, ci a lumii ca revelație în magma unei poezii ce se reflectă în tehnica sa de catromant, cel care ghicește în oglindă. Ce ghicește poetul, veți întreba? Ceea ce nu este scris, dat de zeitățile care ne guvernează destinul, spune el. O astfel de divinitate este poștașul rural, această figură stranie, aducătorul veștilor, cel care ne poate, spune poetul, aduce binele și răul din cele patru gânduri.
În luna păcână a zeităților grecești, aducătorul veștilor, mă rog, trimisul zeilor, era Hermes cel înaripat. Dar azi, în decăzuta lumea materiei amorfă, este un biet poștaș rural, reprezentat pe coperta cărții lui Viorel Mureșan, devine cunoscutul portret al lui Van Gogh. Barba roșcată și mâinile sale noduloase nu lasă loc niciunei iluzii. La vederea lui, simțim în dosul veștonului albastru cu tighere aurii pe trimisul celor nevăzute. Lumea noastră, cum se cade, ia foc la apariția lui și câți dintre noi nu am simțit la iubirea sa cum destinul ne bate în poartă cu un petec de hârtie scris în limba damnării sau a speranței. Însă de la T.S. Eliot, citire Sfârșitul Lumii, dacă acesta este destinul nostru înscris în stele genetice, vine nu cu un banc, ci cu un scâncet. Tot astfel ne bate în geamul minții, în tâmpla capului sau în pervazul inimii poezia lui Viorel Mureșan. Stranietatea ei nu este egalată decât o dulceață care mi se depune pe limbă cu gust de arse scrisori expediate. Iată un gust nou în poezia românească. Într-o zi pe balcon mă va aștepta acea doamnă cu capul sticlos, vom arde scrisorile expediate de ființe prea grave, ne vom aminti de când desenam avioane în fugă pe un hipodrom, răsuflarea celui venit să ne vadă va poșni ca un câmp de tutun, de la un timp fruntea mea cu luciu de piatră, din poemul Deschidere 1. Oglinda care poate fi și ciobul afumat prin care un tânăr așteaptă să vadă eclipsa este simbolul enigmatic al lui lumea Prigului, a cărei măreții o intuise Nichita Stănescu și a cărei poveste, după Paul Klee, ne spune tăcutul Viorel Mureșan. Inginerul Prigului joacă șah la o mansardă pe o tablă de lut roșu. Stele deasupra norilor prin cristalul ferestrei mișcând, dintr-un vârf de stilet cum cade magistrala vorbire pe tăblițe de ceară. Doar copiii împleticinți se cad, prin cai de departe aduc bunicilor lemne pentru acele foarte lungi sănii. Vor coborâ muntele pe oglinzi, ce frumos, din poemul Batista cu vocala cântăreței de muzică de cameră, Rosa Zilber. În altă parte, spune poetul, de la muzeu se aude corul paharelor. Vocala e înnecată în absint, despre oglinzi se spune că ar ști lucruri concrete. Puneți-le la gură și vedeți dacă mint. E un aer de apoteoză onirică, simili fantastă în poezia lui Mureșan, un caleidoscop de bolgi în care se amestecă substantive pe două șosele, păsări de pontă și forma gânditoare a literei E, acea chimerică literă soră cu sunetul Z, un sunet misterios care trage în pot scara copilăriei și plus a fost. Numai că la fel de misteriosul poet Viorel Mureșan are fantezia și chiar harul de partea sa, așa încât copilăria nu dispare cu totul. Are puterea de la poet venită de a trăi în secula seculorum. Trăiesc cu inima unui animal colorat în albastru, care visează pentru plana sa nuanțe deschise. Ne înțeleg prin semne și ce? Dacă te văd printr-o ușă, mi-ai părut mai înalt. Dar segmente din tine se găsesc dimineața pe treptele veacului abia terminat. Sângele nostru într-o cameră goală ține o piele de vulpe la geam. Secundele trec prin iază în viitoare până se rupe tavan. Vântul ne smulge părul din cap, dunga subțire de ochii și tabloul din care fugim. Poezia secol. S-a observat de mult că poezia sa este încă de la debutul cu scrisori din Muzeul Pendurelor, 1982, un distilat de atroce și diafan. O alchimie a luminii în care se amestecă negrul, noianul de negru vacuvian, ca și strania presimțirea unor lumi în care am putea ajunge împotriva voinței noastre. Deși poetul vrea să ne convingă cu binișorul că suntem copiii pierduți ai acelor lumi, lăstari ai arborelui Yggdrasil, cel care cunoaște în nouă lumi. Anul acesta, în grădinile satului, au mai crescut 30 de cruci, cu 7 mai multe decât anul trecut. Frunzele de pe jos toată vara au făcut semne învietoare, frunzelor din copaci. Să veniți pe la noi, avem liniște din belșug, fiecare se va întoarce acasă cu un mare pachet. Marele pachet, poem. Runele acestui arbor mitic sunt verbe esențializate, tăiate, împătrate de gheață pe cer, cu care scrie acest anahoret, căruia se va spune, dacă nu cumva se spune deja, că îi plăceau cârciumile și cimitirele, și nu scria mai mult de două versuri pe an. Dar ce versuri? Forța poeziei lui Viorel Mureșan este a implozii într-un strat suprareal de lumi pulsatile,
câmp de maci vorbitor, ruine ale unor stele de munte explodate. Sângele nostru într-o cameră goală ține o piele de vulpe la geam, secundele trec prin iază viitoare până se rupe tavan. Vântul ne smulge părul din cap, dunga subțire de ochi și tabloul din care fugim. Viorel este un caligraf de săvârșit, ale cărui videograme în versuri sunt tot atâtea vizuale acute. Ceea ce vedem seduș de pointilismul său este ceea ce ochiul nostru propune, numai că poetul a dispus pentru noi această lumină fermecată. Versurile sale au înălțimea unor armoarii și se duc prin firețe. Tăietura de diamante a unui inel depus pe mâna în așteptarea unei femei, care este creierul nostru cititor. Aerul verde dintre mierele, verbul a linge, a înconjurat lacul și s-a oprit pe un nufăr. Pound îl vedea pe Șușii cum copăsea norii, dar Mureșan ne arată cum moartea e un cub alb sprijinit pe degetele noastre. Iar cineva, o ia, își amintește că, în ziua când a pus cărămizile una peste alta, el a amestecat culorile cu părul unei femei supărate. Avem în Viorel Mureșan un pictor de imagini luxuriante, un artist al culorii, care cade direct în cuvinte capsulă, așa cum pictorul ia tuburile și le sparge pe șevaletul, în care se amestecă visul său, al femeii iubite și o mână străină pe care el o crede a lui. Mulțumesc, Nicolae Coande. Vă propun un nou intermețiu muzical cu eleva Miriam Spin de la clasa vioară, profesor Florin Zaha, care va interpreta piesa Romanța de Antonin Dvorak. Acompaniază la pian profesorul Alexandru Chirușcă. Thank you.
Mulțumim. Invit pe prietenii lui Viorel Mureșan, o bună parte sunt astăzi aici cu noi, să-l omageze pe poet, cu rugămintea de a nu lungi inutil, să zic așa. Ne bucurăm că Lucian Persa este după mulți ani alături de noi. Îl invit la cuvânt. Lucian Persa din Vișeul de Sus, județul Maramureș, Via Gâlgău, județul Sălaj. Da, cum să lăgeam prin naștere, pe minimă și alte organe esențiale. În 3 ani am fost locuitor al Gâlgăului și acum când trec prin Gâlgău, am așa niște sentimente patriotice, dar m-au răpit pe marambreșeni. De nu despre mine e vorba. Iorele, ești extraordinar. Azi mâine o să am și eu 70 de ani, mi-a dat timp cu atenție să dă ce transformări, o să ai până noi, merg, să fiu eu, ce ni se întâmplă, ce ne crește, cum și cu vaccinurile astea. Dragii mei, un nivel mai deosebit. Mă bucur că domnul Săuca a reușit ca de obicei, sunt de la vaccin. Da, e la vaccin. Da, așa mi se întâmplă și eu zic. Îmi pare bine că a reușit să fac acest moment festiv. Sper că prezența mea nu o să distrugă festivitatea. Eu am așa talentul de a sparge toate canoanele și toate, dar e necesar. Acum e necesar să fim cu sufletul alături de acest om pe care încă din studenție îl cunosc și pe care încă de pe atunci îl botezam în. Hai să zicem un cognome, un nu pot să spui poet, că era cu admirație, poetul Pupă Mare. Vine, cum ziceam și așa, mă rog, cum ziceam, ține poetul. Și poetul era Viorel Mureșan. Deși în acel spațiu mai se vorbeau și alți oameni care astăzi sunt mari poeți, dar Viorel Mureșan a rămas același om deosebit, pe care cu bucurie l-am întâlnit de-a lungul vremii, în multe festivaluri și am emoționarea și plăcerea să am fost și să rămânem prieteni. Eu m-am gândit pentru ziua lui că ar fi frumos să facem un duet cu Păceanu pe vremuri, el să citească o poezie, o să o indic eu și o să citesc o parodie. Și am găsit una reprezentativă chiar în acest volum editat. Din nou mulțumesc domnului Săuca și instituției pe care o reprezintă, Poeme Paralele 2. L-aș ruga pe Viorel să citească Între crengile cireșilor înfloriți. E un poem, zic eu, reprezentativ și o să-mi dați dreptate după ce o să-l auziți, reprezentativ pentru, nu numai pentru poezia lui, ci în general pentru poezie. E frumos spus ce e poezia și poetul reușește și ce nu reușește e, o să încerc eu, mă rog, să vedeți în asta. Doamne! Printre crengile cireșilor înfloriți, pe lumina subțire a grădinii, mâinile mele vesenează scene și păsări și animale pe care mă sperie. Cum un tânăr sclav ți-ar boli ochii de tot ce ai văzut până atunci, vine o ploaie măruntă, vin și niște prieteni și niște trestii, apoi înserarea și înserarea. Printre două șiruri de urzică moartă pe un tăpșan, poezia e animalul mâncat de viu de un alt animal, ca o pâine din care curge sânge. Aer de hoi vine dinspre dicționare și scheletul de macaroane în apalia grădina. Poezia poate fi și o frumoasă femeie pieptănându-se, ne-a șoptit cineva, sau un bătrânel închizând cutii cu cartușe într-o barată de schimbă. Viețile noastre, cât de bun a fost vântul cu ele, le mai ține să ne fâlfie deasupra ca apa într-un borcan închinat. Dimineața s-a dus, urmează amiaza,
Scheletul de macaroane îmbine din nou în poiană, părul negru și cor pe cer sculptați în iscul unui munte în zăpezit. Printre crengile cireșilor, soarele stă într-o parte ca un nasture cu ața. Nu și care când zic de fapt un poem, n-am ținut decât și la... Tu nu. Încep cu poemul și o legătorie. Poate să știți ce facem. Țin să precizez că poemul a fost publicat în revista Caiet Festival în 1990, din 2020. Deci nu e nici foarte vechi și nici foarte... E perpetu, fiindcă asta e poezia de totdeauna și trebuie să fie așa. Dar eu am văzut-o și așa, printre crengile cireșilor toți. După poezia, printre crengile cireșilor toți. În lumina absentă din cameră, mâinile mele caută cu spor un întrerupător. Am aprins lumina și cam un sclav care speră că va fi eliberat, mă apuc să scriu poezie. Deja vechi un arab mi-e lăsat. Nu că fac teorie, dar trebuie să vă explic ce este poezia. Ea e o adevărată ceremonie contra ruinei cuvintelor, care, cum să vă zic, ieșind la aia din dicționare, se adună în biblioteca de osa poetului. Aici fiecare cuvânt are șansa să se creadă ce vrea. Asta, adică în limita bugetului acordat de topică. O femeie frumoasă sau un bătrân rămânit. Poetul le culege toată noaptea și le lasă să se creadă așa la nesfârșit. Apoi diminețile, poetul se odihnește până amiaza târziu, firește. Și încă un lucru important. Mai nou începe să se creadă că poezia este un elefant ascuns într-un cireș copt ca ochii să nu-i se vadă. Mai vreau ceva din ce m-a rugat la acest știu să zic, foaia festivalului. E aproape o cărțurie. M-a rugat să fac o poezie și zic că parodia pe care am făcut-o la fel reprezentativă pentru opera lui. Ca de obicei, eu mai mă joc și cu intru și în biografia autorului, mai intru și în bibliografia autorului, mai înțelez titlul de volume și la sfârșit unii zic că iese o parodie. Cenușă din paradis. Iar despre el se mai spune că și-a făcut o bibliotecă de os în care vrea să adune toate cuvintele ce ar putea fi de folos în poezie. Îi plac rafturile cu liniște ale cârciumilor de pe străzi culturalnice din urbe. Nu consumă nimic, doar stăcânditor în lumina absentă din jur, nutrind gânduri sumbre, pot să jur, împotriva ordinii dictatură și educație. În tinerețe a stat și la echinox de gardă și ținând cont de această situație, ca urma să nu-i se piardă, propun un arest la domiciliu de cel puțin un an. Semnează locotenent Perța Lucian. Mulțumim cu cea preță, Traian Ștef. Să facea un poem
umoristic. Imaginați-vă camera de la Avram Iancu, unde pe lângă noi doi mai era tatăl Ioan Urcan, poet, care a scris despre Țiganeada, probabil cea mai bună carte, Vasile Filip, etnolog, profesor la Bistrița, Marius Iosif, care a scris una dintre cele mai interesante cărți despre sacru, Ilie Rad, cunoscut ca profesor de jurnalistică, Mircea Berceanu, care a publicat abia acum o carte foarte subtilă despre textul poetic, Doru Mateo, care anglist, ajuns decan al Facultății de Litere din Oradea, și prin preajma noastră Mihai Dragolea, la Echinox, Emil Burezean, și el, da, de carte, și Mihai Dragolea nu mai este printre noi. Emil Burezean, Ion Mureșan, la Echinox, Marta Petrescu. Da, ei nu erau căminiști, dar deci cei din camere și după aceea cei de la Echinox. Și iar Fiorel a fost primul meu dascăl în ale poeziei, primul meu maestru, pentru că el era mai umblat în lumea literară, participând la tot felul de tabere de literatură când era elev. Imaginați-vă că mergeam și la o cârciumă unde ascundeam berile într-o sobă de teracotă, pentru că să le găsim și când mergem data viitoare. Și imaginați-vă tot așa doi tineri la biblioteca la biblioteca centrală universitară din Cluj și mergeam la Croco, la cafea în pauzele, unde citeam uneori cărți care ne erau aduse pe ascuns, pentru că echinoxiștii își transmiteau liste de cărți cu cote secrete și alte liste de cărți pe care trebuiau să le citească cel care voia să fie, trebuia să le citească cel care voia să fie echinoxist. Întâlnirile noastre la 20 de ani, la 30, la 40, la 50, pentru că am rămas cu toții prieteni din acea cameră. L-am uitat pe Răchișan, care este doctor în gramatică, profesor la Cluj și are doctoratul în limba română, în gramatică, așa îmi place să zic. N-a fost niciodată niciun prag, nici la 20, nici la 30, nici la 40, nici la 50, pentru că noi mereu, nici acesta nu va fi, pentru că noi mereu ne întâlnim și cea mai mare bucurie a noastră, după ce am trecut pe la prin zilele revistei Familia și unde a fost nelipsit, să ne întâlnim la mine, la Brădet, la casa moștenită de la străbunicii, bunicii, părinții mei și închipuiți-l pe Viorel Mureșan, casa fiind mai retrasă un pic din sat, mergând pe o ulicioară la o plimbare, ajungând la marginea unei pădurici unde există o bancă și o măsuță improvizată și stând acolo până mă trimite Zoe după el să vină la masă. Ce face el acolo? Privește. Privește munții, privește și creează imagini. De fapt, așa se scrie și poezia lui. El, fiind unul dintre, deși nu pare, poezia este unul dintre mari gânditori, poeți gânditori și așa se naște poezia lui din aceste viziuni. Viorel Mureșan mai este un
exemplu de învingere, sau cum să-i zic, a marginalități. Deci el a învins marginalitatea fără să folosească nici o tehnică din aceasta de infiltrare într anumite grupuri. Deci el a rămas aici, în același loc, este unul dintre aceia pe care știi întotdeauna unde să-i găsești și el este cel căutat. Adică acum se întreg revistele în a-i cere versuri, scrie și cronică literară ca un adevărat echinoxist, așa și pe linia cea începută cu Pilat, continuată cu Doinaș, cu Ion Pop, Grigur, cu poeții care scriu și despre poezie. Este apreciat și pentru calitatea lui de cititor de poezie. Mă gândeam înainte că am amintit o întâlnire în care l-am aniversat pe Mircea Zaciu la Oradea, la împlinirea vârstei de 50 de ani. Au venit atunci la Oradea Ion Pop, Ion Vartic, Marian Papahagi, Mircea Martin și Nicolae Manulescu. Și mă gândeam că oare de ce? Acum, nu, ieri am aniversat pe cineva la 80 de ani, astăzi îl aniversăm pe Viorel la 70 de ani, de ce nu mai aniversăm personalitățile noastre și la 50 de ani și la 60 de ani? Dar se pare că speranța de viață a mai crescut, nu? Și nu ne mai pensionăm la 55 de ani, ci la 65. Unii se pensionează la 45 sau mai puțin. De aceea am zis să vi-l imaginați pe Viorel Mureșan în diverse ipostaze, nu v-am pomenit, de cenaclul nostru, Sâmbra, din cameră, unde aveam un cenaclu umoristic, de creațiile căruia a profitat grupul Ars Amatoria, cu Groșan, Berța și ceilalți. Deci, să povestesc ce era, sau pe altă dată. Cred că deja e suficient în acest moment. Bine. Deci, te felicit că ai organizat acest eveniment. Te felicit că l-ai adus lângă tine în redacția Caietelor Silvane pe Viorel Mureșan, că te-ai știut folosit de el. Și vreau să te felicit pentru tot ce faci în timpul anului până la această întâlnire a noastră la care vin de fiecare dată cu plăcere și un semn de apreciere a emulației care s-a născut la Zalău odată cu Daniel Săuca și cu revista și editura Caiete Silvane. Mulțumim, prea Ștef. Dacă sunt și altă lor de cuvânt, cât mai rezumative, să zic așa. Hai să nu vă supărați, bine? Viorel Căutan. Să citesc la un poet care se numește Septuagenarul și pe care al cărei lectură eu dedic astăzi vechiului și bunul meu prieten Viorel Mureșan, în amintirea prieteniei noastre. Ninge într-una cu vrăbii și ciori peste ochii închiși ai orașului, cu un cap spectacular se fac nămeți și se îmbracă în alb, doar pașii lui dislocă pietre din vechiul caldarân,
pentru a 70-a construcție. Îl prinde în tainice mreje febra conservată dintr-o altă evoluție. De un timp, la fiecare echinocțiu, își trece un an în cartea de muncă și câte unul altfel pe la solstiții, stârnându-și calendarul, se spune că la vârsta lui David ar vrea să ajungă, dintre toți ceilalți muritori de rând, să înceapă apoi a-și scrie psalmii cântați la serbări, prin piețe, aducând prea bunilor urmași sanguini și altor semeni, ascultând răbdător zgomotul pașilor săi, egoul desprins de spirit, neștiind ce mai înseamnă dor. Așa încât îi rămâne doar să aștepte sosirea iernilor cuvioase în luna mai și să ne ardă ploile acide toată vara, sau să se mute pe turbină de scai, reîncarnat pentru ispitele trupului din vremea când puteau fi evitate, pare mirat privindu-se în oglindă, că întrevede pragul spre eternitate. La mulți ani! Mulțumim eu, Mr. Dragului! Se pregătește domnul Moga. Mai întâi un adagiu pentru coande. Un scriitor din Ucelaru mi-a dat un poem să-l citesc acum. Am uitat textul și atunci improvizez. În câmpie soarele își corectează mereu teza lui de doctorat. Și acum, se acordă diplomă de excelență pentru că a ascultat de Ion Heliade Rădulescu îndemnul acela, îl știți, că a băut un pahar de vin moldovenesc cu Cocălniceanu la Dacia Literară, că a stat la masa aristocraților cu Maiorescu, ctitorul Junimi, împreună cu alții, desigur, și să venim că este o lumină, dacă nu spun prea mult, bărbătește, desigur, a revistei Caiete Silvane. Ați recunoscut, deci, că vorbesc despre Viorel Mureșan, că este mândru ca și alții de faptul că a fost echinoxist. Minunat grup, performanță, gânditori și creatori, exemple în și pentru cultura română. Sigur, dacă la celelalte reviste era un ctitor suprem, la echinoxiști, dacă sunteți de acord cu observația mea de critic literar, eu voi fi așa ceva cândva, aici cam toți erau și ctitori, și creatori, și gânditori. Unul dintre ei primește diploma de excelență, este Viorel Mureșan. Am apreciat, printre altele, în creația domniei sale, așa se vorbește domnește, referitoare la structurile japoneze. Cultivă haiku-ul. Multe din creațiile lui sunt cu adevărat haiku-uri
și îl înalță pe piedestalul haiginilor. Știți cine sunt aceia? Așadar, dacă ne-am și salutat vreodată cu sinceritate, dacă ne-am și intersectat la întâlniri de acestea ori la un pahar, înseamnă că meriți din plin diploma de excelență. La mulți ani, excelență! Mulțumim, Ion Cățuie Dragomir, în continuare domnul Moga și domnia sa, un colaborator vechi al revistei Caietes și Domnul. Propoziție despre colegul și prietenul dumneavoastră. Vreau să vă spun prima dată un amănunt. Întreaga cohorte a scriitorilor din România știe că Viorel Mureșan s-a născut la 1 aprilie și revista România Literară îl omagează cu o pagină de poezie și cu prezentarea ultimelor apariții. Astăzi, când am plecat de acasă, a venit poștașul urban. Și mi-a dus revista, m-am bucurat că ești în vizorul tuturor. Vreau să vă spun câteva lucruri, pentru că domnul Săuca a invitat prietenii. Bănuiesc că mă străduiesc și o să devin prieten al colegului. Domnul Viorel Mureșan este un mare timid. Dar trebuie să-l dau imediat că cei mai mari timid sunt cei mai incandescenți, mai expoziți. După ce ascultă și după ce ia din al lui cuvântul, cei care au vrut lasă capul jos. Pentru că are curajul să nuanțeze lucrurile, să le spună într-un alt fel. Vreau să vă mai spun câteva lucruri pe care le-am învățat de la dumneavoastră și dumneavoastră precis că ați fost atenți. Vedeți cum pregătește dumneavoastră o carte. Ce vot o pune, ce copertă, ce conținut. Ați văzut? Ne îndeamnă pe toți, ne îndeamnă pe toți să citim. Ne trimite la dicționar, literaturii române și universale. Mă bucur că am spus cuvinte frumoase toți cei dinaintea mea. Îi doresc și eu la mulți ani și să mai prindem astfel de întâlniri sub comanda la Domnului Său. Mulțumim, domnului Moga. Dacă mai sunt scurte intervenții legate de acest moment, adică Viorel Mureșan 70, da, vă rog, domnule profesor Gheorghe Gludeanu. Înainte de toate, aș felicita redacția revistei Caietes Silvane, pentru că 15 ediții reprezintă ceva, reprezintă o tradiție, reprezintă un grup și revistei se adaugă și această editură care este extrem de prolifică. Am vorbit cu Viorel și mă întrebam unde au dispărut acești 45 de ani, pentru că au rămas spiritual tineri, muncim în continuare, dar vremea totuși a trecut și doar în momentul în care începem să numărăm articolele, cărțile, constatăm că, într-adevăr, timpul chiar a trecut peste noi, dar a trecut cu folos. Acum, sigur, eu îi doresc la mulți ani, dar am și o mare întrebare și am avut o mare întrebare, respectiv, pentru mine Viorel Mureșan, și nu numai el, ci și Lucian Cărța, au rămas o enigmă.
pornit tocmai de la valoarea lor. Adică mă întrebam ce destin ar fi avut fiecare dacă ar fi plecat de pe meleagurile natale. La Viorel, nu știu dacă poezia lui a avut nevoie de această recluziune sau nu, pornind de la personalitatea lui. Pentru că, evident, pornind de la momentul Echinox și de după, el a avut deschise toate revistele din țară. Putea pleca din satul natal, din zona Jicoului, putea să facă o altă carieră, mult mai spectaculoasă, ca profesor, dar nu știu dacă putea să facă o carieră mai spectaculoasă ca poet. Poate că a avut nevoie de această recluziune pentru a scrie poezia pe care o scrie. În cazul lui Lucian, la fel. Cunoaștem colegii săi de generație, care au plecat, majoritatea s-au stabilit la București, au făcut carieră, dar nu știu dacă au făcut o carieră literară mai importantă decât domnia sa la Vișeu. Până la urmă, asta este. Adică nu știu dacă au creat o operă mai importantă decât el și acest lucru este valabil și pentru Viorel. Deci, oarecum, probabil există o legătură între locul în care trăiește, între această nevoie de recluziune, între firea sa și poezia pe care o scrie. S-a spus mai înainte aici că deja din studenție se numea poetul, dar mai era ceva. El a fost vreo 2 ani, 3 ani mai mare decât mine. Ne vedeam la cel faimos cămin legendar deja, Avramian Cu, și lumea îi spunea maestre, nu mai poet, maestre. Ori îi spunea maestre fără ironie. Deci pe bune, un lucru foarte important. Adică, domnule, sigur, între studenții apare ironia față de celălalt, în cazul lui îi se spunea acest lucru la modul foarte, foarte serios. Adică valoarea lui era de atunci acceptată. Sigur, mă bucur că s-a regăsit din plin în Caiete Silvană și s-a devenit acest lider al publicației și citesc cu mare plăcere articolele sale, tocmai pentru că nu numai că este un poet foarte bun, ci și un foarte bun cunoscător al criticii și al teoriei literare și un foarte bun exeget, foarte bun cititor. Realmente există reviste în care sunt citite pentru cineva, pentru că cineva scrie în acea publicație. Ori eu cred că multă lume citește Caiete Silvană pentru că acolo publică, găsește aceste articole, aceste cronici ale lui Viorel Bureșan. Eu îi doresc la mulți ani și să ne mai întâlnim și la aniversarea de 80 de ani. La mulți ani! Mulțumim, domnule Glorianu! Dacă mai există Olimpiu, nu-și vedeam. Două cuvinte. Eu vreau să citesc un scurt text pentru că fac niște trimite la niște poeții, dar renunț la el. Amintindu-l faptul că, amintindu-l, îl cunosc pe Viorel Mureșan de când studia la unitate militară din Cluj. Un coleg de facultate îmi zice într-o zi, hai să mergem să-l cunoaștem Viorel Mureșan. El avea un mic aur așa de poet cunoscut de prin vremea liceului și era un coleg, știa de când era la liceu. Și atunci ne-am tot întâlnit mai rar sau uneori mai des. El a scris despre cărțile mele, mai mult decât am scris eu. A fost și este un colaborator al revistei Mișcarea Literară și într-o perioadă a fost chiar mai activ, iar a ținut o rubrică acolo. Mi-am făcut un mic grupaj cândva, cu vreo 5 ani.
un mic dosar. Sper că în anul ăsta sau anul viitor să facem un dosar mai mare. Apropo de recluziune, el avea, să zic, a intrat într-un fel de spațiu așa mai al statului, dar de fapt aici am menționat pentru că aici își găsea libertatea, o libertate mult mai mare decât undeva într-un univers academic sau nu știu mai cum. Mă amintesc, o scurtă paranteză spun, când am terminat facultatea, aveam ocazia să merg la București, dintr-o undeva prin să mă încadrez acolo, să iau un serviciu. Am văzut Bucureștiul ca o închisoare. Zic că nu pot să intru în această mare închisoare, prefer lumea aceasta mai liberă a unui sat sau unui oraș mai mic. Mă bucur că el are puterea de a se găsi, regăsi în acest univers, de a scrie constant și a stabili un anume echilibru între activitatea de poet și cea de cronicar literar. Este foarte, foarte, poate chiar riscant, s-a făcut referire la Griburgu, poate e un exemplu, un model, dar vedeți că Griburgu interesează mai mult pe scriitori în sens la cea prin faptul că e critic literar și uneori scriitorii îi uită activitatea lui de poet. E un poet bun, e un poet mare și poate uneori mă gândeam poate că Grigorcu suferă pentru faptul că e căutat mai mult în calitatea de critic decât de poet. La Gheorghe Mureșan este un echilibru până acum și sper să-și mențină, să-și ducă pe mai departe cu succes și cu sănătate. Mulțumesc! Mulțumim, Olimpe Mușcălean! La finalul acestui moment îl invit pe Gheorghe Mureșan. Eu nu pot decât să mulțumesc tuturor celor care au vorbit aici despre activitatea mea literară. Mă bucur și că am atins această vârstă, una limitată de psalmist, iar ce trece peste aceasta sunt ani ai împrietenit cu moartea. Dacă vă mai scrie poezie, sper să se vadă acest lucru în versurile mele. Vă mulțumesc!